Conform dispoziției primarului numărul 175 din 25 octombrie, astăzi, 8 noiembrie, se convoacă ședința ordinară a Consiliului Sărbesc-Costești. Pentru ședința de astăzi s-au înregistrat 23 de consilieri. Acum rog propuneri pentru alegerea președintelui. Da, domnul Andrei. Eu propun președintele prin acela singură. Alți propuneri? Da, domnul Andrei. Domnul Ionaș. Alți propuneri? Cine e pentru domnul Mihai? Vă rog, nu-l mai sus. Cine e pentru domnul Ionaș? Cine e împotrivă? Cine s-a abținut? Acestui obiect, pentru că nu sunt de acord cu formarea
documentelor, deoarece le s-o pot ilegale. Tot la întrebarea dată, da? Da, tot la întrebarea dată. Adică până a se ieși în teren, în genere trebuie să discutim modalitatea de privatizare și tot pachetul de documente. Noi am mai vorbit într-o discuție asta, că sunt în careva întrebări și trebuia deja depus pachetul de documente pe masă la consilier ca să analizăm această întrebare. Alte propuneri, domnul consilier, domnul consilier, domnul Ion, consilier. Eu am ridicat întrebarea și data trecută, pentru a fi achitat de tânărul specialist, domnul Turmetu. Eu ați știți că la noi, carele cum mi s-a fost el. Suntem asigurați undeva la 40-45%. Doamna primar a scos la unii adunări care acolo s-a menționat să fie ajutați tinerii specialiști. Da, dar de mers dumneavoastră, când am dat aportabilitate, să facă calcul. Ați făcut calcul, nu știu de ce nu a ajuns la Comisia Finanțelor. Iasă, de la 3 septembrie până la 31 decembrie, undeva 1800 de lei. O să fac numai este atât de mult. Nu, nu am problemă. Trebuie să fac calcul, să fac la Comisia Finanțelor. Care e problema? Domnul Ion. Întrebare este a doua. Eu vă rog, ori prin vot, ori de astăzi de bine cum, sub ce ne spune despre mersul canalizării, și eu propun ca următoarea ramură, oricând să începe, să înceapă de la centrală, având în vedere că este școala, liceul, primărie, pentru noi anual cheltuim undeva câte 20.000 pentru evacuarea apelor reziduale. Când s-ar putea fi cheltuit, nu 20.000, dar undeva în jurul la 1.000. Așa că eu propun, prin vot, cumva, următoarea ramură schimbă. Din prioritate, da, domnul Negru. Insistăm că data viitoare să fie ascultate, domnul Negru, cum vizând implementarea proiectului dat. Domnul Negru, ai dreptat să fie. De acord cu mine, mă cer. Apropo, domnul Zavă, domnul Sfărat, consilierii, au să consilieri, eu am o pregătire către sfârșitul ședinței și dau 4 unii declarații ce ține de alegerile din 13 noiembrie. Ia să la vot. La vot. Trebuie liniștit. Domnul consilier, ai văzut? Domnul Pavelai, puțin. La capitolul cereri, eu nu știu dacă e legitim, mă apărute și cereri. Și eu știu, poate solicitantele cereri au nevoie, mai rele să formeze documentele. De propus ca să le examinăm la sfârșitul cererii. S-o primit că i-a apărut după comisia gravă la cereri. Nu. După comisie. Fără comisie. Fără comisie. Comisia grave. Fără avizul comisia grave. Da. Domnul Pavelai, că am spus. Vă scoate. Care băieți ăștia. Deci, fiica... Fără examinare în comisie. Vă scoate. Nu mai propuneți așa. Vă vă zic. Tu vorbim. Fiecare proiect decizie. Dați-mi voie. Trebuie să treacă comisie specialitate. Așa e, domnul consilier. Da. Da, propuneri, poftim domnul Tudor. Mulțumesc, domnule președinte, din asta primul dată, și să știm, de că păstrați conduita. Domnul președinte, doamna primar, stimați consilieri, dumneavoastră cunoașteți cu toții, a fost lansat proiectul transfrontalier, încă n-a apărut bilul, să apară din zi în zi. Am participat la lansare de ADR Centru. Avem o șansă unică ca să depunem proiectul ce ține de Casa de Cultură. Eu știu că doamna primar și consiliul a angajat specialiști instituții proiectare pentru proiectul tehnic și expertizarea Casei de Cultură. Și cu cât mai repede o să avem proiectul tehnic și expertiza, o să reușim să depunem proiectul la transfrontalier. Avem o șansă unică, se poate până la 1 milion de euro în proiectul acesta. Dacă nu reușim oricum proiectul tehnic rămâne, se poate pe segmente și putem în fiecare dată și când să înaintăm proiecte, oricum din alte instituții care finanțează. Deci, vă rugăm foarte frumos la rubrica alocare de finanțe să facem un fel și chip ca să reușim să facem proiectul tehnic. Avem o șansă altfel, proiectul transfrontalier o să fie peste 4 ani de zi. Vă rog foarte frumos să discutăm tema asta. Ați propuneți? Deci, dacă îmi dați voi, eu nu își propune. Deci, o informație la mod, așa și pe care cu privire la formarea unei noi majorități în cadrul Consiliului. 2. Cu privire la operarea unor modificări a componenței nominale a Comisiei Consultative de Specialitate în cadrul Consiliului. 3. Cu privire
privire la eliberarea din funcție a viceprimarului, o să iasă inițiativa din partea majorității. Cu privire la eliberarea din funcție a viceprimarului s-a procesat domnul Tudor Mănăsim. Și 4. Cu privire la numirea în funcție vacante de viceprimarul s-a procesat. Alte întrebări mă pune? Nu sunt. Deci eu, în primul rând, pun la vot de privire pe bază proiectului de decizii care a fost înaintat. Sunteți de acord, da? Da. Cine este pentru, poftim votăm. Abține. Contra. Eu vă rog, când votați, votați să vedem cum votați la mine. 7, 3 și 10. Mai departe, referitor la propunerile care au parvenit din sală. Votăm în pachet cu sunt sau fiecare parte. Fiecare parte. Domnul Grigore Ursu a propus ca să includem la punctul 6 vânzarea terenului aferent domnului Ursu. Ordine de zi. Ordine de zi. Poftim cine este pentru, poftim votăm. Atunci. Împotrivă. Dar și întrebarea domnului Coriță, cu privire la
Cine este pentru, tot să-l votăm. Mă dai să dați votăm. Și casă, bine? Să votăm de acolo. La alocarea de bani pentru proiectul tehnic. Ce sumă? La alocarea de bani pentru proiectul tehnic. Dar dumneavoastră vedeți acolo hotărâri doar la primar care vizită. Noi avem expertiza gata, știm cost 60, dar... Dar să-i rugăm să urgenteze, da. Dar de bani dumneavoastră mă vedeți. Să aprobăm, dar idei n-am cât costă. Dar spune ceva care nu știu cât costă. Care a propus-o 4 întrebări? Liniște! Știi care împarte face 4 dată? Împarte! Deci prima... Eu vă rog că știu liniște. Prima întrebare, cu privire la formarea majorității. Dar asta se ia informat, nu-ți votează consiliul. Dezacord. Domnul Sauer, e de fapt. Ca informare, nu? Da. Poftim. A doua întrebare, cu privire la cu privire la operarea unor modificări din componența nominală a Comisiei Centrale. Cine este pentru, poftim, votăm. Schimbare de comisie. Votăm. Dar nici cațelor, poate nici, poate nici, poate nici. Cine se potrivă? Cine se potrivă? Abținere! Ce scuze? 10. Domnul Iescuma spune că domnul Hârcotă până la 200 de mii. Nu, gata, înțeles. Deci 13 proști, 10 proști. Domnul Tudor, nu te-am voi. Lasă că mi-a să ajungem la lucrări. Întrebarea 3, propus-o-i. Cu privire la centrarea din funcția viceprimarului Costești, domnul Tudor Coisei, cine este pentru, atât din cum se modernizăm. Cine este pentru, poftim votăm. Contra, abține, 2. Deci, votul de țări este votat, vă mulțumim, procedem la dezbatere. Domnule Olaș, mai este o întrebare. Dar dacă domnul Moisei faie cu oameni? O să vă rămurim când o să... O să vă rămurim când o să... Păi sunt ca domnul... Fica, înțeles. O să rămurim la urmă. Stimați consilier, fiecare dintre dumneavoastră trebuie să poată să la mână. Toate întrebările care sunt
pusă la ordinea de zi, au fost trecute prin comisii de specialitate. Deci, fiecare președinte a comisiei pot spune părerea și să votăm la comisii de specialitate, ca să urgentă întrebările astea. Deci, și v-am văzut cum vor, fiecare consilier vor să vor da, fiecare întrebați în urmă. Deci, procedem la ordine de zi. Cu privire la corelare cu vietul la procesul 2016, ca vor tot la altă iară. Tenim fost nu. Conform legii bugetului care a fost adoptată în 1 iulie, prima adoptare, și modificată în octombrie, data de 13, se efectuează corelarea bugetului. Prima dată la noi de acum am votat 9.100 de la transferul cu destinație specială, două oară la noi corelează bugetul, adică se micșorează cu 133 de cu destinație generală. Așa a fost aprobată legea bugetului, noi pur și simplu de aduce la cunoștință și noi trebuie să întreprinim. La vot. Comisia Finanță. 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 Deci, aveți la punctul proiectului decizii, numărul 0601, cu privire la corelarea bugetului statului proces pentru anul 2016. Și este pentru poftim băgat. Iată doar și când vorbim cu domnul Anei. 23 pentru. Contra, absolut. A doua întrebare. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare, a făcut ora prevoznic de anul copil. Prevoznic. Nu ne încurcați familia. Oleg, e corta noastră, tot la consens. Aici e maritatea noastră. Sunt clarificări modificări. La Comisie de Finanță, ele s-au produs în care doamna Părăscoveanu. Se răspund eu? Da. Doamna Părăscoveanu, spun modificările, da. Păi modificările, se răspund eu? Nu, dar fiecare are. Hai, fiecare. Fac-i, de la început. Nu. Fiecare a dat toate sumele. Trebuie încă o dată. Care-ți încă o dată să treacă cifrele, vă rog? Pentru că au fost diferite comitii, sume mari. Haideți să treacă încă o dată fiecare cifră. Da, da, bine. Dar atunci, fiecare, dacă e vorba de fiecare cifră, îi spun eu că va răspunde doamna Deana. Adică că e de repetăm aceleași... Ok, hai. Haideți, vă rog. Dar nu-i frumos, nu-i frumos. Nu, nu-i frumos. Se permite alocarea mijloacelor financiare de sursele de planificare de a bugetului, dar cheltuieli și de supraveniturile în sumă totală cu 1.393.980, dumneavoastră le aveți pe toate în parte. La Comisia de Finanță și Buget, n-au fost la momentul ce aveam acum, sunt 80.000 coduri pentru APEDUX, dacă întoarceți foaia. La comisie da. N-au fost. Adică la momentul de cred s-au completat singur. Și 70.000 contribuții pentru APEDUX-ul de apă din partea primului. În rest, au fost. În rest, le știm pe toate. 140.000 construcția biroului public. 140.000 la se alocă. Și este specificat 140.000 pe anume ce, care nu este de acord. Știi mai departe cifrele. 14.500 de servirea delegației care au fost la noi. Ziua limbii, delegația Bancău. Puteți să vă completați dacă este important. Ziua limbii, delegația Bancău. 30.000 masă de sărbătoare pentru ziua profesorului. Clar, 10.000 tot la masa profesorului au fost alocate pentru procurarea florilor. 60.000 reparația automobilului a primăriei. A primăriei, a primarului. A primăriei sau nu poți da. A primăriei. 200.000 reparația străzii Vasile Alexandrii. Primăria, adică pune
un suport primăria pentru strada Vasile Alexandrie, este strada Alimenteală și Ministru. Deși... Deci, ce locatare fiecare cât e? Locatare unul, chiar să spunem. E, dar ei contribuie. Mai departe. 111.380 este, este specificat. 60.000 e betonul arendat în lume care au fost deja 51.350 este alocări pentru alte, strategii care doamna primar o intervenit. Și plus 51.350. La mine acele 55 au fost când au fost date prima tranșă. Doamna Parazuca, 51.350. Numai 51.350. Nu rectificați, doamna economistă. Mai departe. 100.000 amenajare militorului ilegal militor pe gunoi care noi am mai vorbit. 104.000 procurarea pompii pentru arteziană care este acum desfășurare. Dar arendatorul nu e aici, așa e? Arendatorul. Mai departe. 5.700 servicii pentru pompaia betonului la strada Matievici. Mai departe. 16.700 scoateți, că nu a fost. Aici nu. Aici am spus. Aici am spus. 23.300 este responsabilul tehnic pentru construcția drumului din Poliană. Aici am fost împotrivă. Eu ori trebuie cineva să spună, să vină, să vadă cine este persoana, adică atunci la mine așa la Comisia de Finanță. Adică ori la Comisie și să negativ. Negativ, da. Primit persoana. Prezinte cine este persoana. Dacă, adică, asta a fost... Eu prima dată spus eu la Comisie de Finanță. Eu prima dată a fost negativ. Mă trebuie să fac un primul. Sunt 3300. Asta a fost pozitiv. Pozitiv a fost, doamnă. Aici e responsabil tehnic care a spus că nu știu nimic, nu știu nimic cine e el. Adică persoana care... Dați-i este vorba despre specialistul, știți, construcția unui drum sau unui obiect mare sau responsabil tehnic care își pune ștampila pe documentele de recepție a lucrărilor, nu poate fi. Deci, Botar Nicolae este cetățean din Tâncești, care a fost responsabil tehnic la construcția drumului din Poiană, pentru care am cheltuit, am trecut, am alocat 2,5 milioane din bugetul de stat pentru drumul, și atât anul acesta, prin hotărâri de guvern, ni se alocă încă 1,5 milioane ca să ne achităm. Deci cu drumul și cu lucrările pentru drum ne achităm. Pentru responsabilul tehnic, aici 23.000, n-au fost achitate. Deci eu vă rog să le aprobăm, dar o să le achităm atunci când o să putem, pentru conform legislației, nu putem să nu le achităm. Tot așa și la canalizare este responsabil tehnic, care avem mari pretenții asupra lui. Dar drumul de la Poiana a fost făcut calitativ și trebuie să achităm acest lucru. De ce vă rog să aprobați acest lucru? Vreau să o alocăm pe noi. 30.000 contribuția primării pentru construcția drumului la mobilă Stradela Tineretului. Da. Dar deja oamenii au depus acolo banii. 53.100 servicii de proiectare pentru grădinița din Poiană. De grădinița nouă care de la școala numărul 2. Da, da, da. 32.000 pentru procurarea programelor integrate de automatizare a evidenței cadastrale. Și a trei calculatoare, da. A trei calculatoare care... Plus programele, cadastru și percepere fiscală, da. Și cum am spus, 80.000 fortunul pentru acveduct, care la momentul când a fost comisia, nu erau, le acceptăm la dispate, și 70.000 contribuție pentru acveductul de apă din Valea Înfrângerii. Adică dacă la dumneavoastră nu sunt, doar că... Doamna, 80.000 ca mine video, am discutat? Da. Nu, adică poate să-și facem modificări. 80.000 procurarea și instalarea camerelor video pe strada
sprijinirea instituțiilor preșcolare și școlare. Trei camere. 120.000 contribuții cu construcția stradelii Matiei. 60.000 expertiza tehnică a casei de cultură. Doamna Parasole, care avizul Comisiei de Specialitate? Comisia de Specialitate, am spus, a rămas atunci a spus semnul de întrebare la 23.300, da. 80-70 care le vedem acum și în rest, toate avizul le-au fost pozitiv. Așa, stați cu vreau. Dacă se poate să solicită avizul Comisiei de Specialitate la moment, avem într-un demers de la cetățenii de la Corcoviță, care de asemenea își de acord să depună și să facă contribuții pentru construcția unui acveduct în sumă de 72.000 de lei. Deci atunci când o să avem posibilitate, o să le alocăm, dar fiindcă acum au venit demersurile, vă rog avizul Comisiei de Specialitate și aprobarea Consiliului. Eu cred că trebuie dus, da? 72.000 pentru șapte. Poate doamna 10. Am încercat în față, interviul de-a mele într-o scară înapoi, dar eu pe viitor vreau să fac o remarcă, fiindcă înainte de a cheltui banii ăștia, pentru că ei nu sunt pe voia când mai bine, referitorul mă refer la repararea automobilului 60.000. Trebuie văzut dacă el are loc sau mai ținem că așa, pentru că așa reparație 60.000, știți cum, în modul să fie de vândut, vomii acolo de doar, ieși și mai pus banii ăștia să fac o mașină de cavantă. Eu am zis, mașina asta e coreană, nu știu, când nu se reparează cu nici poate. Poate, 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 așa că au zis am înțeles. Pe viitor să reușim. Da, pe viitor. Bine. Ar propune... Domnul Petru. Deci, văd că sunt domnul Petru. Clar, două strădere și cu 200.000 sunt în colare. Aici ar între numai drumul public, ori între și accesul, nu crezi vreo oameni în sumă asta, în următorul public. Deci e vorba de drumul public. E vorba de drumul public. Drumul public, dar accesul oamenii sunt de sigur. Dacă ați propunere, după ce mai sunt, eu pun la vot. O remarcă. O remarcă. Poftim, domnul Andrei. Andrei Șeanu. Aici, drumul Vasilei Alexandrei, la Comisia de Drept, sunt exclus deja. Dar asta a spus. Domnul Vasilei Alexandrei. Nu, Sfântul Neculaie, acolo. Și, dar să votăm fiecare care asta, noi îi punem la pachet și o să înțelegem nimic. Stimați consilieri, toate sumele care s-au citit de doamna Parascov, o trecut pe Comisia de Specialitate. Dați-mi voi, principală comisie care răspunde de bugetul de finanță. Și aș fi dispozitiv. Doamna Repopian. Îmi trebuie la Sfântul Neculaie. Eu, domnul Iura, am fost la făcut măsurări, da, acolo sunt niște, că acolo e un teren care e față la 7 porți și e larg, la Valea Ursul, acolo e larg. Și după cum am măsurat noi, după cum s-a calculat, serios, ca un mirbări, au rămas să vină, să spui diferent, adică cât constituie drumul și cât constituie lateral, ca și contribuția locatarilor de 90.000 acoperi cheltuielile cel care din porți sau nu. În rest, ne-am măsurat cum este, sunt coincid tot. A fost și undeva și cu Iura. Domnul Surcan a fost împotrivă și a schimbat opinia după ce a fost, deci este o contribuție a cetățenilor. Și o să o achităm când o să avem bani, eu să vă spun că suma totală o să facem calcul și cred că sunt vreo 2 milioane alocări acum. Dar rămas care se facă comisie, atunci se facă realitatea. Stimați consilieri, se spune la vot proiectul de decizie numărul 0602 cu privire la locurile ajutoarelor financiare. Cine este pentru cum se votează? Cine este împotrivă?
Câți suntem? 20. Împotrivă? Abțineri? Iartă ne rugătează. Asta nu-i un anim? Deci, domnul... Da, domnule, nu mi-a gălăt, nu mi-a s-a adus amintit suma aceea pentru tână ușoară specialist. Totuși, eu vreau să insist că e. Nu mi-a s-a adus amintit, s-a uitat eu. Stați, vă rog, Oleanu. Pentru că nu e o sumă mai pentru un specialist pe care are nevoie să aș foarte mult. E supravenitul, avea, noi avea. Păi, nu are voie să plătească, cum nu are voie. Nu știu cât e suma, ca să o aprobăm acum, pentru ca să plătim prin tânărul ăsta specialist. Două mii de litri. Sau eu, poate un ajutor unic oamenilor. Poate un ajutor unic și el și e... Ai bine un ajutor unic. Un ajutor unic, dar trebuie să arătăm la cheltuie și cheltuie transportul. Vedeți, soluție este, da. Ce sumă totală? Din bancul, domnule, din bancul desenează special, nu la viu. Nu cred că două, nu știu dacă ai spus. Dar la viu, cum te costă? Iar spartea anul prezurte, ori nu avem 31, și mai mult nu, de-am 31 la viu. Deci, de ce trebuie acolo, vorbim cu tânărul specialist, e nu numai tânăr la anul nou. Îi dați pe oana. Când e pe oana, să iei? Sau hai pe anul ăsta, dar știi de la 31, de ce îndoi și noi vorbim de bugetul 2016. Până când e doar, dar nu știu de ea. Așa, e doar? Domnule, mi-a dus și documentele de angajare, pregiesc aici. Noi o să calculăm, eu cred că sunteți de acord. Pentru cine, vă rog, hai, suma asta vă spune după asta. Vă rog, ajutorul unic pentru cine. Ajutorul unic pe la 1 ianuarie 2007, pentru cine? O să facem la urmă. E cu mine, cu mine. Barbă Roșie Cristina, ajutor Pantelion. Din 2016. Da, cine e expert, poate învăța. Da, mulțumesc. Oare. Dacă avem una de Pantelion. Hai. Întrebarea lor 3. Cu privire la examinarea prescripției din 21.6.2016, cu privire la rezultatele inspectării financiare, privind legalitatea utilizării mijloacelor financiare din fondul transferului cu destinații speciale. Și aici se trebuie la Diana. Raportor, doamnă Zinaida, vă film. În vara 2016 am avut un control tematic de inspecția financiară de Ministerul de Finanță, unde a fost o încălcare, s-o părtită, a fost decizia Consiliului, care din decembrie 2015, niște unități aprobate de Consiliul în afara statelor de personal. Și a fost scrisă sursa de acoperire, anume din fondul de salarizare, al destinației speciale. Și s-o plătesc că este, adică n-am avut dreptul, unde ne impune de actuașe 95.000 de lei înapoi în bugetul de stat. Adică aceea și să, ce hotărăște Consiliul, numai din venituri proprii, dar nu din transfer cu destinație speciale. Dar dat fiind faptul că adică, este cheltuiel, a fost tot pentru grădiniță, nu a fost pentru alte grupuri. Noi trebuie să dăm un răspuns, că s-o pot pozitiv, ca să nu vă aș până voi. Nu pot în bază de mers, că o pot în bază. Comisia Juridică a fiesul dumneavoastră. Cine? Pozitiv. Pozitiv. Cine? Pozitiv. Nu, păi el ți-a spus pozitiv. Pozitiv. Comisia de Finanță și Buget, tot pozitiv. Comisia de Finanță și Buget se reținut în direcția asta și deja este consumat acest subiect și nu întoarcem nimic. Cheltuielile au fost făcute, cheltuielile deja au fost făcute în 2015 și de reținere. Doamna Parascovi, deci banii au fost alocați la și la grădiniți, da? Statul cere banii înapoi, ce nu înțelegeți? Da. Vorba alocați... de bugetul de stat. Doamne, dacă noi am dat... Și înțelegeți, Andrei, au fost alocați din articol de stat special, n-a să pună drept. Dar nu trebuie să schimbăm, deci tu ai venit și gata. Așa e? Ori menținem de ce zice? Dar noi cheltuielile de acum... E asta cu... Deci, bun. Este un singur... Știți, deși ai decizii, vreți să vă argumentez? Da, nu trebuie. Dar
De semnețări în vigoare, decizia Consiliului Local Costești, numărul 0606-02, din 12 decembrie 2014. Cine este pentru, poftim votat. Bine, hai. Aprobat. Unanim? Împotrivă și abține. Amul 23. Poate dați numărul. Împotrivă? Abține? Mulțumim. Întrebarea numărul 4. Cu privire la notificarea unor decizii. Da. Domnul Borda Ghenadi, juristul. Eu am văzut, sau nu știu, sau Cristina. M-a spus, eu șase, șapte, mi se pare, pe decizii, care, șase, dar mai venit una cu timp acum, prin care Cancelarea de Stat ne notifică și ne sugerează să aprobăm unele decizii, dar în proiectul de decizie, împreună cu juristul care la momentul poate fi care ședință de judecată, noi recomandăm sau noi solicităm o susținerea dumneavoastră în abrogarea deciziei numai din 28 iulie cu privire la trecerea unor terenuri în proprietatea unității administrative teritoriale din Costești din domeniul public în domeniul privat. În rest, am prezentat la dumneavoastră material, o notă informativă foarte vastă de către jurist, în care se argumentează necesitatea menținerii, chiar cu riscul de a merge în judecată, a deciziilor celorlalte. Este vorba despre formarea unor bunuri imobile, tot din 28 iulie, scoaterea la licitație a bunurilor imobile. Noi am completat parcurs dosare care eu cerut copii, tot am dat pentru ca să nu aprobăm decizia. Aprobarea rezultatelor licitației, tot la fel. Delegarea unor competențe primarului și modificarea unor decizii. În plus, mai este încă una care a fost aprobată la ședința din 22 septembrie, da? Când una a fost. Pe 22 septembrie, când s-a aprobat darea încomodată a unui spațiu pentru secția, sau cum, sectorul poliției, da? Și aceea a venit notificată, prin care se argumentează că bunurile domeniului public pot fi folosite numai la destinații și nu pot fi transmise incomodat persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu capital privat. Dar poliția este o instituție publică specializată a statului. De aceea, Consiliul, sau noi toți considerăm că noi putem, Consiliul poate da incomodat pentru sectorul de poliție acest spațiu. De aceea rog să menținem în vigoare decizia noastră de data trecută din 22 septembrie. Proiectul de decizie plus decizia asta să o menținem în vigoare, vă rog. Mulțumim. Vreau să vă spunem, aș vrea să ascultăm proiectul de decizie. Și ești la așa, ascult doamna primar, deci menținem în vigoare și decizia. Numai una mă problemă. Dar cu poliția. Cine este pentru, poftim votăm. Împotrivă? Abține rus. 23, pentru. Nu, întreba până la urmă. M-a întrebat. Fărați probleme. Să fie. Să fie. Nu, dumneavoastră. Împotrivă și să abține. Contra și nici. Abține. Am înțeles. Este că 4 abține. Mulțumim, doamnă. Întrebarea 5-a, cu privire la delegarea primarului statului Costești, din Norvegia, cu fiind doar la primarul. Da, stimați colegi, chiar în timpul cât a fost ședința extraordinară din 22 septembrie, eu am fost într-o vizită de studiu în Norvegia, în perioada 15-27 septembrie, cu un grup de 40 de primari, la propunerea și în baza acordului de colaborare dintre Congresul Autorităților Locale din Moldova, cel din Norvegia, în care, în perioada asta de 12 zile, am traversat 8 țări europene, dintre care în Norvegia am fost și am văzut, am foarte multe fotografii, dar n-am mai reușit să le prezentăm aici din lipsă de timp, în care am văzut dezvoltarea trei domenii foarte importante și pentru localitatea noastră și pentru țara noastră. Este vorba despre, în genere,
activitatea administrației publice locale, cât descentralizare are de la stat, pentru că, într-adevăr, acolo autonomia locală, am văzut o primărie foarte dezvoltată, în care m-a impresionat foarte mult descentralizarea fiscală cu 36% pentru domeniul sănătății și domeniul social. Știți că Norvegia este foarte dezvoltat serviciile sociale, mai ales pentru bătrâni și pentru copii. Și, în acest sens, am văzut un centru de zi pentru în centru de zi și pentru copii, am văzut un centru de plasament pentru bătrâni, în care bătrânii își cheltuie sau își duc ultimele zile ale vieții într-un condiții bune, asigurate de stat, asta e la asigurarea statului, și la fel grădinițele, care sunt într-un sistem absolut nou, diferit de al nostru, lucruri pe care le-am luat de la noi, și vreau să vă spun, chiar se implementează și la noi câte ceva de acum referitor la alimentație, în grădinițele noastre. În plus, cel mai impresionant, așa ca să nu zic mult, a fost sistemul de salubrizare. Am văzut un poligon sau o fabrică de prelucrare a deșeurilor la nivelul cel mai înalt, în care intră gunoiul și iese toarf pe un teritoriu de 12 hectare erau și cu toată tehnica de servită. Deci este un sistem foarte bine pus la punct. Norvegia este unul din cele mai înalte nivel de trai și de viață a cetățenilor și, cu siguranță, eu zic, numai odată am fost am văzut în Norvegia, cu atâtea gânduri multe am venit aici la noi în sat. Chiar eu sunt mă bucur la capitolul ăsta și vă spun și dumneavoastră, data viitoare, probabil, eu voi veni către dumneavoastră cu o propunere de aprobare, sper să aprobi, pentru că zilele astea au venit un specialist din Germania care face studiul de fezabilitate în regiunea centrului la capitolul salubrizare și satul Costești este ales în locul gunoiștei, sper să fie ales, pentru că eu vin cu masfară, în locul gunoiștei actuale să fie construit o stație de transfer a gunoiului către poligonul care urmează, conform acestui studiu național, să fie la Țânțăreni, aici la Chișinău, adică prelucrarea deșeurilor să fie aici la Țânțăreni, dar satul nostru și multe alte localități din regiune să fie punct de transfer, care constă dintr-o construcție de beton închisă, unde nu o să arunce și o să meargă astea, pungile astea peste tot, și mașina se urcă deasupra și aruncă într-un container mare, care la umplere se duce la Țânțăreni. Deci eu o să vin către dumneavoastră, numai dacă avem acest demers în partea lor, că Costești este ales pentru această construcție a stației de transfer la noi. Deci ei au zis așa, la începutul lunii decembrie urmează să ia decizia exactă, studiul de fezabilitate se termină la vară 2017, pentru aceste construcții, deja Banca Mondială a alocat bani, ei așa au spus, chiar neamțul au zis că banii sunt pe cont în Republica Moldova, numai că a întârziat acest studiu de fezabilitate, lucru pe care noi îl batem din mult, știți, cu salubrizarea noi este mare problemă. De aceea, eu atunci când am fost plecat, am fost selectat atunci când a fost concurs, am făcut o dispoziție de plecare, de delegare atribuțiilor mele viceprimarului în această perioadă, dar tot în dispoziție am spus că această decizie urmează să fie aprobată la următoarea ședință a Consiliului, pentru că cheltuielile cât au fost în afara Norvegiei au fost cont proprii. De aceea, conform delegații și conform foii de parcurs, urmează acest cheltuiel să fie restituit. De aceea rog să aprobați această delegație. Mulțumim! Stimați consilieri, am zis proiectul de decizie la mână. Deci cine este pentru aprobarea proiectului de decizie numărul 0605 și candidat de delegare pe mare numărul de poftim votăm. Nu am făcut calculul prietenilor. Și mă faci cu tăcutare. După decizie, când așa nu ai să legea. Cum legea să-ți facă? Cât să... Cât? Cât? 22.5. Întrebarea următoare. Deci cu privire la vânzarea terenului la Căneni. Poftim. Domnul juristul este. Doamna primăriță. Cine? Comisia este agrară, specialistul, este comisia agrară. Domnul Covălaș, poftim. Cu bioindex.
dat ca inginerul care vrea să precizeze despre ce este împreună cu Costarachiva. Și eu nu știu, domnul inginer, cât acolo, la ce teriană se răspundă? 35. Da, la solicitarea și la comisie și la funcție, inveți acolo să faci un drum. O delimitare. O delimitare între care ies să mușorează suprafața cu 35 de soli. Am un rezultatul la asta. La primărie, deci, la cei drum. Da, da. Adică cât e ales? Și eu vreau acolo, poate depus în punct, că schimb decizia asta, că vorba trei imobile aparte. De 74 sot, 13 erau la primării drumului. Da, da. Dar s-ar să ajungească la 60, cum ați delimitat? Drumul e disparte și el ies aparte. Dacă drumul e disparte, el ies trei. Ele, noi atunci am vorbit, deci noi calculăm cât teren dacă ne trebuie să vorbim și cât trebuie. Asta. Era 0,74 și da. Avea drumul E 13,32, așa să vă. Rămâne 0,68. Rămâne 0,68. Caterina Ferrer construcțiilor, da? Da. Care te rog, poate să... Da, Caterina Ferrer. Dar, domnul Vasile, da, deci calculul este. Și să știți funcția de privatizare, să vă pot. Eu am văzut proiectul, stimați consilieri, vreau să spun că contractul de vânzare cumpărare a terenului aferent nu va fi semnat, pentru că eu îl semnez, fără a prezenta acest plan cadastral delimitat. De aceea o să aveți acces dumneavoastră ca să vedeți. Eu propun să ascultăm din matematica care a făcut inginerul cadastral, pentru că el a făcut acest calcul. Eu am văzut ieri schema și propunerea dumneavoastră, pentru că s-a lăsat și drum de acces chiar de la intrare, că drumul de la intrare nu era, urmă acolo în spate la fel. De aceea această suprafață, pentru ca să poată să facă investiții, să poată să facă mai departe administratorii casei de ambalare, propun să doamna primar, mulțumim. Domnul Vasile, vei să propunerea mea ca să, într-adevăr, să facă toată documentația. Da, da, da. Din cât pământ în rezultat de deci, să fiecare consilier să aibă... Numai ei, ca să știm ce și atunci, studia votează. E 60, 60, 50, 50. Stimați consilier. Avem un grăbit votare pentru că fiecare consilier, pământul aferent care a conținut cooperativii bio... Fiți că facem, nu o să vină interiorul aferent la primărie. E foarte bună ideea a venit comisia. Dar decizia trebuie să fie luată din către... Păi noi decizia noastră luăm în mod următor. Din vânduri terenul aferent a construcțiilor care sunt procurate de gospodărie. Dar suma arilor o lăsăm în să fie și o trebuie. E cu concretizare cu bazele. Da, pune să vă deci, v-ați consilier. Proiectul decizie 060601 cu privire la vânzarea terenului aferent. Bună modificări. 74% minus 13 sote. Zero cât? Să rămân 0,61. Bun, așa. Cine este pentru poftim votat? Și să număr 3. Atrebuie de mâna. Păi, Iura. Deci, cine e potrivit și îi vot, nu ce să fie. Păi, noi votăm capul lor, votăm... Ce? Nu se cuprinde în teren aferent. Terenul? Dar de ce nu mi-a notat așa de ușura de sote, dacă noi încă nu avem capul lor? Acum voi. Nu vreau să ne prezent la specialist. Puneți acolo până la specialist. Când o să fie, când o să fie prezentat toate documente, mai împotrivă să o să vă rețetă. Nu trebuie nici până la șteită și una, nici până la 100 și așa mai departe. Dar putem ca să-i transmitem teren aferent. Dar când, când trebuie să-i prezinte actele, când trebuie să-i prezinte capul, păi și știe eu cum să-i poate așa mai departe. Nu, eu trebuie să-i poate așa. Și soate-ți face drumul,
Deci noi asta vă rog să răspundem foarte bine, am înțeles. Eu vă rog să
10 și 15 minute, vă rog să ne prezentați după și cauzele, ați făcut ca noi să intrăm în situația și cu domnul Iuri, că vrei cât mai urgent, nu de atac noi spăiești în unui termen, că de atac unul îi trebuiește urgent, noi asta am înțeles. Și că se dă teren aferent, noi tot știm puteți. O să vă dați un calcul, de unde a ieșit aici 36 de soli și teren aferent. Se rugați, vă rog, da. Și că și nu pauză de 15 minute. Noi tot asta am făcut. Vasile, o fost o propunere logică. S-au propus 10 minute
sau poftim 10 întrebări. Cu prezentarea toate documentele. Și Iurea, inginerul nostru care ați prezent toate documentele, nu prezint el, noi oameni cu Iurea. Ce s-a luat pe aia cu prietele? Și nu are nici la eu nu mă duc și se vorba cu... Repaut 10 minute. Dați-mă bani. Și urmă, eu ați luat la altul cu spasă. De evitare, da? Deci, cred că tot îți spune ca specialist că mai are nevoie de un punct de decizie și se delimitează bunul imobil cu numărul 001 în 3 bunuri imobili, așa? Da. Încă un punct adăugăm. Întrebări, dar să dăm următoare. Ia, mă, să deschidem. 074, rămâne 061, da. Inclusiv. 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 Aceea da, ce da, da, da. 024 sub construcție și 037-5. Aferin. Stimați poții, ați înțeles? Da. Toți. Cine este pentru aprobare? Proiectul de decizie. 06-06. Bar 01, cu privire la rozare de materiale, îi vorbim cu un lucru. 074, 060... Nu s-o dăbărim! Da? Nu s-o dăbărim! Poftim votea! Contabilitatea și... Cine conta este? Nu mi-e să-și conta. 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 Cine-i contra și ce zonă? Păi, dar cine-i contra? Nu se dă. Abține. Trei abține. Deci, 20 la 3. Cu condiție, deci, doamna contabil, doamna economistă, prezentați cauze cu fiscale cu suport. Sunteți de acord, domnii consilieri? Da, da, da. Alte întrebări fi cu gestul de analiză. Mergem mai departe. Eu am vorbit, deci se va spune, deci doamna contabilă și inclusiv o să facă tot cadrul respectiv, reieșând din legislația în vigoare. Așa-i? Gata! Următorul. 06-06-2. Teren aferent cu suprafața de 0,3027 hectare. Domnul Chiriac Parascovia, suma 109 lei. Domnul președinte a comisiei, poftim. Comisia a avut o divergență acolo, dar totuși, până la urmă, mai mult să fie doamna comisia. Adică eu nu am tot aferent, dar tot și-o ajuns acum. Nu știu de cum se învinde un lucru, că teren a trebuit. Aveți pozitiv. Cine este pentru proiectul numărul 06-06-02? Împotrivă. Stop. Cât să-i găsim? Poți. Împotrivă. Capacitatea să-l găsim. Abține. Deci la lin 23. Mulțumim. 06-06-03. Acum, cine este pentru poftim la vot? Lăsați mâinile împotrivă. Abține. Un anii, 23. 06-06. Dar mai este doamna. Cum este propunerea la început care s-a înregistrat? Terenul domnului Lăzărău, ce să vă rog? Stimați consilieri, a fost propus de domnul Bursum întrebarea vizând vânzarea proprietății la teren pentru numărul Sole. Comisia Agrară, poftim domnul Vasile. Comisia a luat act pozitiv. La cât soi? La ce soi? La 20 soi. Am fost la fața la urmă, Comisia Agrară. Este vorba de punctul veterinar.
El a fost cumpărat, procurat prin... a fost procurat o parte de 2-3-4 ani în urmă, acum s-a privatizat următoarea parte. Acolo mare și uneori pe nord, dar n-ai cum să divizezi, să mai pui ceva. Și sunt hotărâri. Hotărâri e așa că se întâmplă de tot. Să vii vizim teren la teren. Fii privatizat, acum am Domnul președinte, la comisia de privatizare a fost pus întrebarea în felul următor. Adică ce și se acumulează de pe vânzări a terenului și a casei de regime, să obținem alte case pe teren pentru internarea sa tot asta. Ce și se ocupă tot teren, dar banii acum respectivă. S-a aprobat, mai avem un format. Câți bani s-au vândut? 130. Este casă de 130.000 de lei. Noi luăm altă casă cu 132.000 de lei în centru sau? 140.000 de lei în ce? Viceul e 140.000 de lei. Eu vă dăm o întrebare. Noi cumpărăm altă casă. Dați-mi voi. Deci este la consiliere. La întrebare, doar vă părut după comitentul voastră, cu alte propunere. Noi dușim primăria în eroare, deci, și o dușim în minus. Emilia, ascult Baliema. Da, Baliema. Deci se prezinte până la ședința următoare, domnul Sunării, toate documentele prezint privatizarea pe care... Corect. Asta e altă întrebare. Stop. Asta e altă întrebare. Dă-i voie. Dă-i voie. Andrei. Da. Chiar... Noi, la altei domnii Iura, am făcut tot ca Luisa. Dați-mi voie. Păi când vorbim, vă ascult, domnul Dan. La domnul Iura am făcut tot ca cât pe rând mântare cert și cât pământ rămâne sub altă destinație. Așa și aici trebuie făcut. Din văzut, domnului cert pe la strală, să fac un calcul cât pământ aș vincea de trebuie și domnul Sună și cât rămâne cu altă categorie. Și trebuie rusă. Așa e pentru consilier. Da. Da. Și în timp de 2-3 zile eu am o propunere. Juristul sau secretarul, nu știu cine se ocupă de întrebarea asta, să facă copii cum a fost făcută privatizarea. Deci asta e întrebarea principală. Cât de e ilegal? Și cât? Și de aici să facem un calcul deja între... Dar noi cumpărăm aceeași casă în ce domnul Andrișevul, oprim. Domnul președinte, stimați consilieri, întrebarea este pusă pe ordine de zi și domnul președinte, dumneavoastră, este spus să pui la vot. Și asta, puneți-o la vot. Noi am dat explicație. Pune la vot pentru că nu-i claritate. Nu. Vă rog să vă dați o explicație dacă vreți. Pentru că contractul de vânzare cumpărare eu l-am semnat. În 2016, în mai, de 19 mai, împreună cu acest pachet de documente care a fost întocmit în 3 exemplare, unul la notar, unul la proprietar și unul la primărie, ia câte le sunt, vreau să vă asigur că notarul foarte mult a cântărit, s-a cercetat, s-a analizat prin hotărâri de guvern, prin agenția raională care au fost în locațiuni, au fost în lista. Adică sunt toate documentele, pentru că eu tot am fost interesată în situația ca acest obiect să fie privatizat conform legislației, cu toate că azi nu prea se privatizează obiectele. De aceea, nu prea sunt privatizate. Trebuie să deja ilegal toată. Nu, legislația previere, dar noi am mai avea și privatizat, nu e problemă, privatizăm, e de indigoare. N-avem și cât o privatizat tot. De aceea, iată pachetele de documente la care dumneavoastră fiecare aveți acces, ele sunt semnate. Deci contractul de vânzare a trecut prin notar. Vă spun că notarul foarte mult a cântărit, a analizat, s-a consultat foarte mulți specialiști guvernamentali. De aceea, absolut fiecare dintre noastră, ia câte pachetul de documente, puteți veniți să-l vedeți, pentru că nu s-a făcut ilegal. Dar aveți tot ce să știți. Posibil, domnule. Eu l-am. Domnul președinte, doamna primar, sunt de acord cu doamna Emilie, care este excluzie punctul din ordine de zi, de declaritate cum doar gătul s-a cumpărat, că în Costești nu numai e măsură, ci în câteva persoane care sunt ajuns. Da. Păi sunt oameni, sunt dacă oameni 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 sunt. Eu vreau să-ți spun un ultimul cuvânt. Emilia, un argument foarte. Hai,
La un subiect, vorbește odată, domnul Ion. Ați vorbit cu asta, s-ați înțeles. Consilier. Deci, eu pun la vot întrebarea vizând vinderea terenului aferent. De a scoate de pe ordine de zi. De a scoate de pe ordine de zi. De a scoate de pe ordine de zi. S-a votat de la minus. Cine este pentru de a vinde terenul aferent? Aproximativ 90 ani, domnului Ion Sulu, poftim votați. Cine este împotrivă? Deci 30, deci proiectul de decizie este acceptat. Și mai este o întrebare cu vânzare. Da, eu la referitor la întrebare. Asta e linia ta cu vânt, dar eu am, da? Da. Deci, oricum, tot pachetul de documente și el o să fie analizat de jurist și avocat, dacă este o mică greșeală în chestiile astea, treaba atunci nu știu. Și cine o semnat chiar dacă e important, chiar dacă doamna primar, deci dacă duci primăria și bugetul primăriei în prejudiciu, aceasta o să fie sub răspundere. Și încă o dată vreau ca la consiliul următor, ca să ne arătați obiectul de 132.000 de lei în centrul satului, care noi acumpărăm de pe banii ăștia ulterior. Dacă nu o să fie toate acumpări, deci o să, eu personal, atac un ridicat hotărârea primarului cu toate argumentele. Poftim, domnul Negru. Domnule Martin, hotărârea personală a fost împotrivă. Acum te rădiști și nu s-a spus. Dar s-a votat și la dispare. Hotărârea personală a fost împotrivă. Eu vreau să fac o lepre scumpere, Alexandru, iau
Bucureștiul din Costești, toate tânările pe împrejur, cum și domnul Iure și eu și cu alții, și a dat recupă să ne bată un idilie de domnul Șandros și alte persoane. Care vin acum și ne aminiți. Se mulțește la bunitatea pământului la 65,
să nu înțeleg la coeficientul care este cu terenul aferent la comune și la sate 0,02 și încă mai este un coeficient de 1,16 dacă are comunitate, adică dacă are apă, canalizare și drum. Terenul acesta, 10 sute, costă 2.996. Dar dumneavoastră puteți să stabiliți prețul la teren după cum doriți. De la 2.996, de acum ăsta e prețul minim. Dar ține mai o sumă că e X5 sau X6, curat, șterg ca lumea. 2000 de lei, dar la alt sărac, nu-i dăm nimic, dar punem tot în jumătate în satul ăsta. Costul 40 și de la ăsta. Dar nu poți să-l dăm un X5. Rușine de mașini ca să vă da 2000 de lei. Dar bine. E bani de mine. Punem o dată la vot și care votează pentru așa? Eu vă rog frumos, spuneți o dată la vot, vă să zice ce care votează pentru 2000 de lei. Deci spune că vot nominal. Da. Nominal. Fine. Cine este dumneavoastră? Cristina, ce vorbim să continui? Tu ăla aș vrea să așa. Și prieteni să vă gândiți. Cine? Și vă fac contabilitatea? Cum să fac contabilitatea? Cred că e băieți. Nu trebuie contabilitatea. Contabilitatea nu e exprimat prietul Naceane. Dar noi avem drept să ridicăm pe la urmă. Și în calma, să ridicăm pe la urmă. Andrei, am un doi antic. Îi poate spun la vot. 250.000. Iar... Bine, nu pot spune de fapt. Propune, 250.000 de lei. Eu comentez, deși, de atâta, că noi am făcut așa un aviz în Consiliu, ca să cumpărăm de pe bani care ținem în Ionțul și casa, una, o altă casă. Cât costă o casă, eu v-am întrebat de 10 ori, cât costă o casă în centrul satului cu 10 soate de pământ? În gândul mi-a spus că în clot și în laștină coasă 5.000 de euro. Locul de casă. Fără casă. Cât coasă în cer? Cât coasă în cer? Prețul care? Care-i propunerea? Emilia. 20.000 de euro. Propune domnule. Ca noi putem să cumpărăm altă în loc. Mai sunt propunere? Mai sunt propunere. În lic. Dar noi nu trebuie primăria să iasă. Am înțeles. O propunere. Apoi le-a fost doamna. Altfel e ilegal tot cu tine. Am înțeles. Propunerea mea este următoarea, adică acolo unde este pământ aferent, dacă vorba de nouă soție și ceva, păi pământul aferent nu se vinde cu 19.000, ci pământul aferent clădirii care el deja e cumpărat. Și delimitați, dar atunci, care este pământul aferent în câte soate scăzori, plus pământ care agricol care poate... Cine este împotriva? Împotriva.
nimic. În cel mai rău caz, în cel mai rău caz, că știți cum a spus doamna Parascova. Da, că atât de acolo, am vrut să-mi spus. Acum să-mi spus. Deci, de acord. Deci, prima pregătă. Știți, soatea se așa, soatea se așa, soatea se așa. Bun. Și este a două, este a două propuneri. Da, 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 cât, cât teren adiacent și șaferin și cât trebuie sub construcție. Așa la ferien și adiacent se vinde cu preț, așa e deana și așa sub construcție am vorbit. Sub construcție sau e de spune? Iată apoi la propunere. Dar asta s-a dus să mâine. Nu, prietenul m-a mâine. Prietul a scris după cum s-a spus. Așa e mai normal. Prietul care este de 1.200.000 euro. Da, și ieșind din calculul cum îi trebuie să cumpărăm alt caz. Da. Și la care totul a fost votat. Siri iese pentru a... E ca așa. E bine. Siri iese pentru a... Și eu cumpără băi de bani, el s-o cumpere el în loc și eu... De mine. A dat 100, cât o dat de casă și el? 132.000 de lei. Noi am construit liceul în Cepsatul cu două crame și antecameră, 140.000. Și cumpărăm casă și în oameni. Poate ai vizionul să-l spunea, că ea trebuie să-l spunea. Tare, tare. Totul nu spuneți cum să-l 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 spuneți cum
și mai mare și prețul la ridicare. Dacă nu vreau să vadă de două, trei mici, puteți să asumi numai unul care să nu cumpere pe și el. Nu, 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 așa să zic, dar ea nu trebuie să vină. Eu, de exemplu,
Cine este potrivă? Cine este potrivă? Păi și-i mult cum o fi făcut? Nu potrivă, nu sunt, dar ține. La întrebare, deci întrebarea este primit pozitiv. Altă întrebare înseamnă nici măcar de două. Vă mai să fie să ne vedeți, voi mă dorați, sper că vă întrebarea următoare. Cu privire la aprobarea rezultatului de stație din 2016, raportor, doamna Natalia Cărâșe. Așa, data de 23 iunie au avut loc o licitație mare, în urma căror am avut venituri considerabile. Vreau să cred că licitațiile în continuare vor avea loc la fel. Vreau să vă spun că regulamentul nu prevede aprobarea de către Consiliu, dar oricum sunt notari care cer și aprobarea de către Consiliu a rezultatelor licitații. De aceea au fost încercări până în prezent și nu am acumulat majoritate de voturi și propunem aprobării dumneavoastră rezultatele licitației din 23 iunie 2016. Între timp, ieri chiar, la unul din bunuri, chiar primul la doilea, s-au retras cererea. Deci Moratnicu, care a câștigat licitația la două terenuri de 25 de sote, cu 210.000 și 270.000, care deja au făcut achitarea jumătate din prețul, venit au zis că jumătate din preț nu poate să achite în continuare și renunță la licitație. Trebuie să vedem din punct de vedere juridic cum este corect ca să scoatem aceste două puncte și mai departe, la, când o să avem scoaterea la licitație, să vedem și acolo iar la licitație. Eu sunt pe teamul două cererea. Da, este cererea noastră. Ambele puncte. Dar poate să se transferează. Jumătate. Și noi analizăm procedura de restituirea banilor juridic cum este. A, păi stați, voi ce suntem aici? Nici nu are rost să mai votăm. Bun, de atât așa se primul și a doilea, fiindcă este situația ieri până azi s-o schimba, discoate. Deci pui pe altă votă. Dar mă trebuie să avem punctul 6. Stai azi. Deci este propunerea ca primul punct și 2 să fie anulat. Nu vă dăiești propunerea și punctul 6. Nu, și punctul 6, corect. 6. Regulamentul prevede foarte clar, timp de 20 de zile trebuie să fie făcut plata. Și aceste 3 suprafețe o să le trecem în decizia următoare de scoatere la licitația suprafeței. Ceva să vă prins la bun. Și este ca punctul 1. 3, 4, 5. Punctul 1, 2, 1, 2 și 6. 6? Din proiectul deciziei 060 vor fi anulat, vor fi votați. Nu s-au anulat. Anulat. Cine va fi votat? 1, 2 și 6. 1, 2 și 6. E exclus. Da, da, da. 1, 2 și 6. 3 în rămâne. Cine este? Nu s-a aprobat 3, 4, 5. Oh, my God.
uitați vocea că vă rog. Eu am voce mai puternică și pot să vedeți la cine este împotrivă? Eu nu v-am eu sunt. Colie, mai tare. Cine este împotrivă? Abțineri? Cu votul 23 de consilier. Doamna Elena, vedeți prietenii dumneavoastră? Asta e tot. Că numai pentru ceva e gata să schimbă părerea și chiar ca invers. Auzi, prietenii lor, data trecută la ședința Consiliului, domnul Andrei, îi dăm afară. Jurie care vorbesc cu... Da. Care mai bine să ține, bă? Am să o trebuie să ține în zală. Eu am spus, doamna Irina era prezentă și am spus, vina să trebuie să dăie explicația. Așa am zis? Ce am zis? Să o mușchiem? Ce am zis? Păi de așa am zis eu. Stimați cu jurie. Să o mușchiem. Bune. Bune. Proiectul deține. Deci ce să creie? Bune. Bune. Cu privire la proiectare și urmărită de zi copii. Aveți proiectul la mână. Are și număr. La număr. 0610. Aprobați, vă rog, construcția unui grădiniță noi în sat Costes. Da, vă rog. La vot. La vot, și este pentru un model. Multe și activi, dacă îmi deamnă. Piterianul scoate la sat Costes. Deamnă școală. Abține. Piterianul de scoate. Lângă grădiniță mă. Contra. Cu 23 de voturi. Proiectul am aprobat de mii, e nu surse extra bugetare. 0611. Cu privire la tirea unor copii de plată taxe pentru președinte. Aveți lista de tot, da? 3 copii. Cine este pentru 2 și 3? Să fim votați. Împotrivă. Abține, 23 de voturi și ține să vedeți. 0614, cu privire la... Cum 0614? 0614. 12. 12 cătați, nu sunt foi. 12. Ai încurcat foi. Cu privire la constituirea Comisiei de Casare a Domnului Buzate. Propuneți. Dar cine este? Doar la comisia propusă că două persoane comisia dată. Ce se vorba aici? Moisei. Este un proiect. Propuneți. Moisei, Grigoriță, Fiul cu Tatiana, Grigor, Fiodor, Primul Parascove, Pavalachina, Sărit, Berea, Primul Consilier. Și încă doi consilier. Luca, Pietru, și doamna Emilie, parcă. Și domnul Mihai Sula. Cine este pentru poftim votăm? Comisia de casare. De casare? Cine este împotrivă? Abține? Proiectul de sit este permis. 06. 0613. Proiectul 0613. Cu privire la aprobarea punului imobile. Poftim domnul președinte a Comisiei Agrare, Vasile Pavalache. Sau că este de acolo e bun, la vopra, să zero 30 число, de acolo în stat comisia odată aviză pozitivă, 30 число de prăvoar, au rămas, omul cumpără toată cred, au rămas în intru, 30 число, de asta e aviză pozitivă. Mai departe, e bun privi, este de un artizan, unde e aici în deau, la care mahala, poate, el are bani cu sunete. Și alături mai sunt două soții acolo, până tot a fost comisia, s-a uitat, el vrea și construia asta acolo, casă și țin. Cum s-a spredat pietre, Ivan? Ei au fie, cum se-au făcut? El e ca grădină acolo, dar nu pot să-i scrie. Din
planul cadastral, cum se opune? Care artezian? Podiști? Podiști? Pe podiști care artezian? Nu sunt podiști, aici trebuie să pune la cruci de acum. Tu și la cimitier și acolo din artizan. Ah, la furnitare. Da, de artizan. Este un post mai zis, un post mai zis. Ah, gata, știu, da. Da, și ați urcat la Andrei pe picioare. Când pe acolo este un post, tu... Unde ești așa? Dreptul de terasul de la Hârpoc, lângă creama lui Atușa Spăcar. Așa. El are pământ lângă mine și are o bucățică. Deci, băi, cumpăr al cealaltă, rămâne a lui și el cumpăr de aia. Deci, s-a discut și cum e cumpăr. Deci, da, 20 de pământ, bă, nu-i sunt. Deci, Sebastus Ilie. Orice care bucățică de pământ, spunează bunul lui Urs, foarte citați, care câștigă... Așa e? Da, da, da. Cine este? Poftim, poftim. 2000 de lei, de aici la licitație e are loc. Da, da, da. Cine este pentru... Formare de ea. Cine este pentru... Aprobare, decizie numărul 06-18, poftim, votăm. Abțineri, cu 23 de vot, gata la urmă, aia sunteți mai hară. 22, domnule. Este un motiv, adică nu la toate. Eu ziceam să fie clasificare în parte. Proiectul de decizie numărul 06-14, cu privire la schimbarea la scoaterea de stație. Poftim domnul, domnul și ei. Ai spus 0,40?
Întrebări nu, mai departe. 0,600 de bio, acolo la stația de ambalare, din la Vale. Eu am solicitat să mai iei 90 sote pentru a construi acolo și de sport. Bio e... Nu știi cine asta e. Da, licitație. Și 40, asta primăria, e apărat. Bani de aici, să faci o poate. Aici nu poate, mă trebuie și un copil. Zic că e votat pentru formarea bunului. A, un copil din cinci, mă. Care vei folosi? Păi toți am votat să formez bunul imobil, asta e cu 3 ședințe, în patru. La Vale, din casa de balad, din Gargă, mai soliște 20 soți. Și soliște concret? Aici 40. Bigol Iuri, concret. Bun. Aici 40. Băi, soliște. Băi, soliște. Băi, soliște. Da. Să vă știu bine, văd fizic mă dași pe tine. Foarte corect, așa am spus el. Licitație, licitație. Așa își merge punctul. Scoate la licitație. Da, corect. Pune slabă. Da. Fine, mai sunt. Și 40 sunt. Mai sunt, este un propun care din Ioanea mă trebuie să scoți. Așa e să ne introducem aici. Așa e pe 022, 028 la Vodra, în spune. Da, și încă două sunt aici. 028 și 027. Este ca persoana să ne știu pământul care postul primar și-o schimba contul de la Boga, de Ligia aceea, și-o luat altă parte. Și ei au rămas acolo, spăroar, Ligii, spăroar. Că îți spune tu de cine ați spus. Vecinii sunt vădoi, vecinii ați spus aici, au venit, ei vor să poți să le cumpere, a. Și ei scot tot la Ligia. Și este informat cu Ligia. Așa, da, da. Da, e deformat. Dar bunul postul este, da? Apare separat, voi scăpă la trei. Apare la fiecare, puteți-vă o pețelea ca persoană. Așa, și ieși în consecut. La vot. Stai, da. Dacă nu s-a participat, dar stați, este încă de înainte și răspunsul. Nu, bine. Adică decizie este, dar nu s-a vândut. Nu s-a listat, se pot ia decizii. Dar nu pot mai numai decizii. Nu pot mai tati. Apoi este și la Andrei, a fost și el. Decizie. Toate cele bine. Toate cele bine, că nu s-a participat. Că nu trecut. Stați încă o dată introduce în... Da, da, care nu trecut. Bine. Și bine sunt aprobarea proiectului decizii 0614. Păi și face, dar și nu înțeles aici. Cum și face după de 20 de ani dacă n-au acces? Cum ne dăm la distanță? S-au vorbit, am găsit acces, vor pasi ei. Și vor... Cum am vorbit mai așa de acces? Nu se vor pasi, cum ne dăm la acces? Păi era să poate ce mă dăm la acces? Păi era să spune interierul și-mi dă pe să facă tu. Păi să găsați acces. Este primul teren care solicită nerea pe Olier sau Pumbie.
tare frigiderul lui. Dar nu cum trebuie să-i facem? Să-i lăsăm drum între dânsul, în frigiderul lui și în pământul tătea să iei și să vezi să-i faci drum. Domnul Jandros, scuzați să rog, dar pe ce-l mai scoate la licitație dacă îl cumpără Oleg? Da. Pe care are ea că au fost... Dar el vrea să-l cumpere prin licitație, că așa se zice, dar el nu s-a cumpere. Da. Și cum ai să-i faci lui drum din mijloc? El drumul are alertă de terenul, el are drumul care se ridică alertă. Păi da, dar tu trebuie să-i faci drum de la dânsul să vezi poate și-a mancat. Cum ai să-i faci? Și cine facem, nu? Dar să-i faci geografa lui drum. Andrei, bun. El nu mă arată cu tine, Andrei. El drumul vorbim. El nu are nevoie. Dar el nu este drumul. E de la dea. Spune. Adi, poftim, domnule. Eu vă spune că vă acolo niște conflicte de interese. Se luptă două clanuri, două grupuri. Unul cu interesat și unul cu modul cum am văzut. Așa e la sunt interesat. Dar noi trebuie să facem cum spune legea. Suntem acces la bunul modul. Și eu nu știu cât ați mai paste ca să schimbi bunul cele modul, dar la mai departe chestia lor, vreți cu permicata și drum, tot al lor și care accesul, Dumnezeu cu dânsă. Dar eu astăzi să spun că așa e drept, făcut accent. Că acolo eu nu vreau să mă spădesc cu nimeni, acolo s-o impus cu deasâna să fac, spui, să fac așa, că așa nu am putea să mă da. Păi fă așa că trebuie să fac. Dar eu vă spun, lăsați acces, las schimbe, fiindcă să nu trebuie în conflict cu cetățenii satului Băzdeș, las acces. Pe urmă acces și ala, ei o să cumpere dacă ați vrea să câștige. Dar dați-le să, eu mâine ați ieși, ei și ați spus, voi sunteți încărtășeni cu Andrei Jandros, doar cu Ioan, doar cu Gioan, doar cu ceala. Eu nu vreau și încărtășeni cu nimeni. La comisie, când au fost formate bunul nobil, s-au lăsat acces. Lăsați acces. S-au greșit, eu greșeam, că trebuie să fie. Am înțeles. Deci, domnul inginer, care e soluția? Da. Fiecare... Cu condiția sigurării acces. Fiecare bun nobil format, își vor să acceseați, trebuie să spun de acces. Așa e, Vasile? Foarte corect, dar suntem acces, mai departe. Da, bine, am înțeles? Așa și fi. Dacă îți prezinți la citații toate terenurile astea, fără drum de acces, noi nu verificăm, înțelegi? Deci fiecare imobil format, scos la citații, se desfășoară de acces. Alt propune? Bună, Vasile. Ne-am clarificat. Deci, proiectul decizii 16-14. Și ei s-au enumerat aici, plus acele trei care au rămas, care doar au primat de acolo. Cine este pentru, poftim, votăm. Ce fie? Stai, 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 parcă am spus să facem acces. Nu acele, acela de cei care au rămas plus. Condiția sigurării accesului. Așa. Și aici care am spus secție. Cine este pentru poftim votat? Proiectul de decizii cu adăugire. 0-6-14. Cine este împotrivă? Împotrivă 1. Consilierii nu înțeleg ce mi-e zborul. Ei spun fără este 5. Și fără este 5? Păi este 5. Păi dar nu este 5. Cu condiția. Noi să nu văd condiția, să spun la decizie și spun cu decizie. Cu condiție și apoi dăm la licitație. Domnul Tugă, domnul Tugă, cu condiție, din voi peste greșe. Cum condiții? Formați? De-i voi vreau dat într-o. Școța de citație trebuie să spuneți drum de acces. Toate zi și șerenul. Așa-i? Așa-i? Da. Îl scoate. Dacă nu-ți prezinte că ele au drum de acces, unde e drumul? Andrei, vreau un proiect cu decizia, domnul Tugă. Domnul inginer, dar foarte ușor lucru faci. Adică nu spătește nimic. Te duci la... Bit la Ilobieni și roși ca terenurile astea toate cum sunt făcute, pare că de stare să mă duc 6 metri la urmă. Și atât. La 6 metri. Și rămâni 6 metri pe drumul. Fede, aici e problema să spună. Da, fie, 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 fie. Abține? Proiectul de decizie 16-14 este primit. Cu completarea, cu condiția asigurării accesului la fiecare bun imobil, da? Da. Asta sunt fii scris în proiectul. Și m-a spus în ei, nu-i important. Domnul Ivanaș, la simt omul care a scris cererea de urmă, tot
Dar să spunem o seară, le-am votat. Mai construim o... Mișa, construim locurile. Se va spune, până ce cu cetății am întâlnit reglamentul în fiecare două ori, eu s-o privea, s-a dus o pauză, la bază, o pauză la acest două trebuie. Nu vreți treabă, mă! Eu mă duceam! Dar cum e ceva? Mă tocau pe oameni din vina astea, că s-au vrut să plășesească. Dar eu sunt mirul ăsta. Dar până și nu te dejun să ajungi. Eu cum e, care zice. Proiectul 06-15 pară 01. Cu privire la schimbarea destinației terenului agricol. Aici... Da, Ierea Caterina. Dar poftim. Ierea Caterina e poinată și el e Crisca Caterina. Vreau să construiască. Deci să mântui. Da, da, da. Pozitivă. La vot, cine sper, poftim bătără. Unanim, 20 de locuri. Apoi, la vot, cine sper, poftim bătără. Da. Acest izvoraș, Bico, are construcții concrete și tot are educații de soluții. Izvoraș, Bico! Vrem să schisem, să schisem la fața. La fața e scris a două oare, 010. La vot! Comisia agrară, comisia agrară. Vasile, comisia agrară, ce-a spus? La comisia juridică s-a hotărât că se dă o 5-10 ani, dar să plătească cu prețul de ei. Comisia juridică a dat aviz negativ în conformitate cu acestei erau schimașuri, schimașuri nu care se iau să construiască construcții capitale oamenilor și aparține oamenilor. Cătinelor din construie și răședări schimașuri pentru construcții. Ați propune? Înțeles. Deci două, trei deja. Ați propune? Te v-ați făcut. Voi am ieșit la față. Domnule, mă punctim. Este următoare. Acolo unde a fost doi păsteri de pastori copii, vă păsteri că au un destul de an, 120 de cavale din Pernod, pur azi că am îmbogățit acolo terenul și acolo de-am ies sunt serbe și am hotărât că ați plicălat mai la deal la rând, ca să zicem copaci, că avem trei ani la rând fără copaci acolo, să nu zic și așa, dar sunt un bine la mare acolo, copaci pe acolo. S-a luat la rând, noi acolo am construit construcția unui încăpiet pentru părparea de la rând, acolo este nevoie de ajutorii. Chiar și un om se poate sta la masă acolo când vine loc. Și noi am venit cu cerere, că noi am luat acolo la rând 25 ani, am venit cu cerere, să fim îmi dați voi acolo scumpărăți de care alt, ca să ne-și vedem să fie proprietate personală, ca să pot plăti acolo lumină, contrari lumină și așa mai departe. Dacă Consiliul nu vrea să dăie noi probleme acolo, după 25 de ani, acelea s-au stagionat de mărie. Optim, domnul Sara. Noi am fost în cadrul comisiei la fața locului. Noi am fost în șos, în șoptul de ani, da? Nu ne-a stabilit, am dat un aviz pozitiv, am zis că 5 ani pentru construcția unui depozit sau acum, nu, că pe care nu e încă la mine în noastră. Și am dat aviz pozitiv. La și, la și aviz pozitiv. La cine și la solicitarea domnului Bilu. Deci, la ce? De vânzare? Să schimbe destinația acum 5 ani, dorește ca să-și facă dar el doar trebuie vândut pământul ăsta. Și mi-a făcut două bunuri separat. Doamne oraș, că eu vreau hotărârea Consiliului. Dar Consiliul îmi dă voie să procurez ca persoană fizică acele 5 ani,
să zice. Atunci face delimitarea, dar dacă nu rămâne așa, mai departe. Da, dar procurarea nu prin conformare bună în mod, vânzare, spate, licitație, nu e asta cu ce vreau. Conformare bună în mod, vânzare, spate, licitație, nu e asta cu ce vreau. Conformare bună în mod, vânzare, spate, licitație. Aici e 0,3, 0,5, da? Să faci comisia de citat, nu se vadă care câștigă așa. Dar nu se întâmplă, dacă o dată, poate să-mi repare. Și cu vânzare, cum a spus domnul Andrei, cu vânzare stați în vigoare. Terenul construcției. Ați propune... Ce suprafață? 0,3 și 0,5 hectare. Vă numiți, întrebați solicitantul, dacă el a spus cumpără pământul ăsta cu 100 de mii de lei, nu-i mai convenabil să-l ții arendă, n-am mai cumpără el de el a făcut o dată construcția e făcută de pierdă, da? Așa e o dată de pierdă. Nu, dacă sunt tezi, eu refrag. Da, dar el nu construit odată. Păi nu sunt tezi, pot să spăteți la construcții? Oameni buni. Nu, 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 nu. Dragii, se va spune. Domnul Boci. Vrem, voi nu vrem. Domnul Ion, vreau obiectul deja este construit. El trebuie să se tragă canalizare, lumini și mai departe. Fără chestii și mai departe, el nu poate să facă toate treburile. Așa e, domnul Ion. Dar ilegalizat se legalizează. Dar și de... Dar și care... Dar e prins. Nu știți prins, parcă vă putem fost... Dar eu știi. Dar bun, vrei să plătească... Cu prietul care este, domnul Ion. Proiectul decizii spuneți că e mare destinație din avirea construcției. Nu că niște cu casa construit și ieșiți în schimb. Nu are el nevoie acum de schimbat din agricolă construcție. Nu are nevoie să-i vândă de aici. Ce propune mai sunt? Ca să-l vinde, presupun cu limon. Eu poate să fac singur rău. Eu de la ce v-ați considerat? Deci s-o format? S-o format? Ure! La mine cum a fost? Construcție? Cământul... Deci de el. Deci de el. Deci de el. Deci de el. Extra. Extra vilanul, extra. Acum este spășul. Dacă extra vilanul, extra vilanul, noi își avem drept să amnicăm ca pământ construcția, totul să se facă. Nu-i mai avem niciun drept. Cum trebuie să-l trece? El a spus și mi-a trebuit. Gata, următorul punct. Și bun. Gata și atât. Aici ce faci? Următorul punct. O să-i doar și două lucruri. Hai, hai. Am mâncat foarte bine. Nu poți să-i doar. Bine. Deci întrebarea se pune. Și următoarea întrebare, 06, 16, cu privire la instalarea unor eliberări artificiale cu camere de supraveghere, video în satul posibil. Deci se cere aprobarea Consiliului, din mult se discută la noi despre instalarea denivelărilor acestea care ar contribui la micșorarea viteziei și supravegherea video. Avem nevoie de studia asta. Cine este prin contribuția? Noi câte ori am ridicat de lucru? Abțineri, contra, și cu 23 din voturi, nimeni a spus mai mare. Corect? Contra. Rămas, stimați abțineri. Din nivelele, domnul Ionaș. E inclus și din nivelele, da? Da, da. O rămas, ce trebuie noi cu? Cine se? Cine se? Confirm? Comisie de specialitate. Sau om. Da, da. Nu vă rog, liniște! Liniște! M-a dutat să te rog. Te rog să vin din nou întrebare. De fapt, domnul soționar la Comisia de Grabă, solicită, domnul Costic solicită de schimbat de strată, unul de teren. Și noi am votat pozitiv, dar de denunță de cine am supus. Dar să-l votăm. Dar pe un fugit de sau? Asta la Comisie s-a aprobat, aici nu era. Abținem, contra, 23
Alte propuneri, Vasile? Eu am propus la început... Domnule, mă rând pe ce este, hai să o supunem la fie. Eu trec cu fiși comisii, domnule. Ai uitat, da? Vorba din reactori... Reactori... Bune ce reactori. De 26 de ani, eu cer să formez un bun motor și eu sunt trecut, dar după ce mai vorbim. Andrei, tu cum spune ca ce poate? Cred că acolo este planul, Andrei, așa acolo vreau să fac o companie acolo. La bunii motor scoperi, da? Păi eu, are mărmânt acolo de plan. Vasile, Vasile, completăm la bunii mobil? Da, la bunii mobil. Vasile, completăm la bunii mobil? Hai de piază. Și este pentru? Sectorul suprafanața destinația. Seara 25 ani, acolo vorba în Andriana, la un brăscut de alături, da? Da. Agricol, Andriana. Acolo în Val, la Ialușeană? Da, da, mai la Val, Ialușeană. Unde cum crezi? Am plământ acolo. După acolo, cum ai rămas pe urmă? Hai, completăm în bunul nostru. Ne-ai întrebat pe trei. Și pentru informație, deci la moment am făcut o declarație de constituirea modalității de conștiință de scăsuri în 0.16, în număr de 12 persoane. Este posibil. Voi știți? Dacă nu știți, nu știți. Deci, se ia act de informație. Crearea noii majorități. Ia citiți, se ia. Nu-ți faci scrituri, să-ți facă. Poftim, citesc. Nu-ți obligat? Iunaș Ivon, Sucan Andrei, Mirea Colec, Bort Alexandra, Luca Pietru, Bortă Iurie, Stepanic Ivon, Pivo Damian, Mirea Telefin, Mirea Elena, Pavel Achim Vasile, Pivo Gemiria. Pitot, da? 12. Vă spuneam. A doua. De câți ani întreabă, băieți? Până la expirarea mandatului actual al Consiliului Local Costinești. Puteți compensa? Întrebarea doua. Poate, adică la punctul acesta. Da, poftim. Vă spățile. Noi și la anul urmă, tot acest declarat, am spus că mergem cu majoritatea, cu condiția să ținem primarul și tot ce este bine pentru satul hotel și nu este bine, nu este bine. Deci am luat hotărârea aceasta, că e văzut tot. Am luat hotărârea cu doamna Emilia Exterie, nu ne mai zbate să susținem primarul proiectului unei. Și răspund și la băieții cu majoritatea. Dacă prin acălcat în greu de hotel în părere la satul, asta declarația e bine. Adică noi votăm, noi văd băieții de la Partid Democrat, parcă sunt băieți așa care nu vor să dau chiar, să luptă pentru bine satul, pentru aceleași terenuri aferente care de scos mai multe bani. Mai... Nu mai spus, mergem cu satul și acum mergem cu primarul și cu satul. Însă bine cu oameni. Bine, mulțumim. A doilea proiect de decizie. Cu privire la operarea bunor modificări a componenței nominale a Comisiilor Consultative de Specialitate în cadrul Consiliului. La început, când s-a format Consiliul Calcustești, eu am atacat decizii. Ce vă știți? Dacă ați dat rezistat, s-a primit o notificare pe care majoritatea atunci formată o... nu acceptați atunci. De aceea, asta propunem unii schimbări. Deci a fost formate patru comisii de specialitate pentru statului. Prima, activități economico-financiare. Deci se propune, se modifică componența nominală a comisiilor consultative de specialitate în cadrul Consiliului Județean Costești, după cum urmează. Comisia activități economico-financiare. Sintagma Șandronski Andrei Paladamar se substituie cu sintagma Luca Pietru Paladamar.
2. Comisia Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului. Sintagma. Mireacă Andrei Pălân se substituie cu sintagma Primul Damian Pădă. Aici sunt două schimbări. Deci, proiectul decizii, a doilea punct, poate citit, și o plic secretară Consiliului Județean Costești, doamna rotară Cristina, să o împineze toate modificările respective în actele necesare. Control asupra executării se pune în sala primară, doamna Natalia Teza. Ați înțeles, da? A fost spus la acest. Cine este pentru proiectul decizii de la CIP? Eu pot fi votat. Împotrivă? Nu se abține? Deci, proiectul decizii cu 12 pro și 11 contra este primit. La treia. Majoritatea conformată, oblic cu propunere că se preluau să aducesc, doamna Natalia Petru, o propunere. Pot să citesc, dacă n-ar fi fost. Deci, în conformitate cu punctul 5, la neapul 2, al regulamentul cadrului, pentru constituirea și funcționarea Consiliului Local, aprobat în legea 467, și articolul 31, punctul 1, din legea Republicii Moldova 436, 16-28, 2006, privirea pentru Republicii Locale. Noi avem tot dreptul să înaintăm o așa propunere. Deci noi înaintăm propunerea următoare. Cu privire la dimiterea din funcție, a domnului Cinebar, cu domnului Cine. Doamna primăresc, pot fi oricum. Da. Stimați consilieri, în bază declarației de constituire a majorității în Consiliul Sătesc Costești, în temeia articolul 31, alineatul 2, referitor la legerea viceprimarilor, eliberarea din funcția viceprimarilor se face la propunerea primarului prin decizia Consiliului Local adoptată cu votul majorității consilierilor aleși. Propun eliberarea din funcție sau încetarea înainte de termen mandatului de viceprimar domnului Tudor Moisei, spre aprobarea dumneavoastră. Deci eliberarea din funcție totuși este conform, conform legii administrației publice locale, articolul 31, punctul 2, modificat în 2010. Au mai fost și alte modalități și așa mai departe. Și, vă rog, propun asta la aprobarea conținută. Care-i motivul? Deci cine este pentru? E numere mai mult. Eu vă rog, deci vă știți să vedeți. Numai primarul are dreptul și cea indivizie. Cea indivizie. Da, da, da. Cine este pentru? Membrar de funcție a sistemat la acest domnul Tudor Moisei, e pentru data de ziua de nou, cum pot fi votat? Voi spuneți, cine este împotrivă? Dacă va fi în concediu medical, deci un punct în, în decizie va fi, deci decizia va intra în vigoare după expirare concediu medical. Dar asta după ce am să văd că e în concediu medical, pentru că nu știu la mine. Ceea ce mi-a spus dumneavoastră că va fi în concediu, dar va fi sau nu. Deci unul de cuvinte va fi. Nu știu, vedem.
Ultima întrebare. Doamna primară, dar eu am întrebare la capitolul, da. Doamna primară, aveți ceva care vă face că să demiteți? Sau este în legătură cu ce spuneți că alianța e a Sfiei de Beton? În legătură cu asta sau în legătură cu funcțiile? Nu știți funcțiile de viceprimar sunt politice, în mod special. Pentru că dacă ai suport politic, atunci când am fost investit, era vorba despre un suport politic. Acum, majoritatea în Consiliu, dacă nu este, nu poate funcționa Consiliul. Deci, scoaterea de sub imunitatea politică, dacă pot să zic așa, și dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, în mod special, când ați venit, și fiecare îmi spuneați că acolo nu merg lucrurile, acolo, adică am tolerat situația pentru că era o situație. Acum o situație politică s-a schimbat, deci este vorba despre o posibilitate de a merge înainte cu pași mai vertiginoși prin dezvoltarea satului Costești. Vreau să cred că așa va fi, pentru că asta am asigurat și susținem. Vreau să cred că în continuare vom avea suportul întregului Consiliu pentru că vom veni în fața dumneavoastră cu proiecte de dezvoltare a satului Costești. Dar vorbim cu unii prieteni și nu e siguranță, nici nu mă învăță. Bine, mulțumesc. Și cu privire la numirea funcției vacante, ce vizit se mără satul Costești. Întrebarea dată, conform listației individuale, trebuie și consultate de fracțiuni, doamna primăriță. Deci, deja cu fracțiuni, majoritatea noastră întrebare e consultat sau în parte, trebuie să, nu știu, vă dăm o răcare. Eu știu articolul. Eu citesc articolul 1, când acum am citit articolul 2, din punctul 2 din articolul 31. Deci, cum are loc eliberarea din funcție. Dar punctul 2 spune, viceprimarii sunt aleși la propunerea primarului, prin decizia Consiliului, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși. În cazul în care candidatura propusă nu întrunește numărul necesar de voturi la două ședințe consecutive, primarul propune Consiliului o altă candidatură. Aceasta este conținutul articolului azi, cândva era la consultarea fracțiunilor, dar astăzi este la propunerea primarului cu votul majorității. De aceea, beneficiind de aceste condiții și la propunerea majorității cu noi formate, propun în funcția de viceprimar pe domnul Țurcanu Andrei. Vreau consilier. Deci, doamna primăriță, o înaintată să vă credeam la funcție și spre la sală să fiești, pe domnul Andrei Țurcan, vă lămurește situația. Deci, Consiliul decide. Se numește în funcție de funcția vacantă de viceprimar, Consiliul, sunteți Costești, sau Țapă Costești, domnul Andrei Țurcan, începând cu data de 09 noiembrie 2016. Cine este pentru, pot fi votat. Dacă e normă legală, eu spun că nu e ilegală. Dacă am analizat toate posibilitățile. Dacă ești cu mai important, nu sunt afară. Dacă nu am vrut. Dacă da. Împotrivă. Abține. Nu, 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 n
sunt opuse și care au fost propuse și cei care târâim noi de-a târâita de urma Consiliului să te plătești cu drumul Purnicariu, o scot la cap. Fiindcă ne-am rușinit pentru dumneavoastră, pentru noi întregimi. Pentru că mergem cu argumente, a dat votul pentru noi, dacă îl plătim proiectul de 100 de mii și de fapt de palme, Purnicariu la Strămoiana. Deci vă promit, la încrederea dumneavoastră, eu îl târâi proiectul ăsta de strada Unirii asfaltat pentru anul viitor, cred că îl aduc la condiții. Și în afară de asta, cred că cei care o să mai apar pe decurs de mandat, le voi duce cu succes. La Valiu, o numai centrală. Băieții centrală, nu vă spun de la Valiu. La Valiu nu se iei. Cuvânt realitate. La Valiu, dacă oamenii sunt de acord, să nu închidem accesul la tractoare, să lucrăm pe drumul public. Tu nu închidă noi. Andrei, nu știe că s-a întâmplat. Ei m-au asigurat până decembrie în termenul. Cum? Nu sunt în cuvânt, nu sunt serioși. Încercăm cumva să ducem negocieri ca el să continue și nu să rupem relațiile, dacă o fi posibil. Asta este situația la moment care vreau să vă spun. Și acum chiar vă rog, am uitat iarăși, toți nu mi-ați adus aminte, de cele 200 de mii la alocări, la proiectul deciziilor 2. 200 de mii pentru proiect Urea Pus. Proiectul tehnic la Casa de Cultură, pentru că, așa cum a zis domnul Tudor, se urge în timp posibilitatea obținerii proiectului așa aici. La vot, părinte. Deci cine este la alocări 200 de mii la Casa de Cultură? La alocări. Da, da. Împotrivă? Abține? Deci cu 23 pro. De parte este cu domnul. Da, votăm domnul Mihai. Vreau să fac o declarație din numele celor consilieri, sper eu că eu vreau declarație din partea, este din partea Consiliului. Vreau să vedem ca reacția tuturor. Duminică 13 noiembrie 2016 este un moment crucial pentru programare. Cetățenii au de ales între stagnare și regres, ceea ce reprezintă direcția estică, spre care e un Igor Dodon, și viestul, dezvoltarea economică, libera circulație în spațiul european și beneficii pentru cetățeni. La nivel național, liderii PD-ului, PD-ului, PPI-ului și PD-ului s-au lăsat către legătorii dumneavoastră de a susține pe candidatul unic la acest scrutin, Maia Sandu. Noi, consilierii Satul Costești, care reprezentăm aceste partide politice și numite, susținem și îndemnăm ca duminică să ieșiți masiv la alegeri și să susțineți pe candidatul la funcție de președinte, Maia Sandu. Eu ca consilier local, chiar v-am folosit asta votare, masiv, organizat, dar fiecare cetățean să voteze cu și-mi doresc el. N-ai un drept să pun așa întrebare pe care vot. Asta e cum fie și... Așa, toți și-o mă apăsare, toți vă să... Da, eu nu pot să spun că am votat pentru Petru Dodon sau pentru Maia Sandu sau pentru Ionaș. Stimați părinte, eu vreau să spun că
noi cu o varză. Și nu ne pare rău la nimeni. Păi, înseamnă că și am învățat în țară, o varză. Să nu ne pare rău la nimeni. Eu am vrut să spun că fracțiunea Partidului Liberal e pentru a vota un om cinstit, onest, ca mai sau. Lăsați-mi drept la eu am o întrebare când s-a să vehiculează la domnul Postic. Contract și la domnul Vasile, prin casă și prin căs în Borbăcoași, pentru că îmi dă informații cât de cât și se află cu poțelii astea prin căs la oameni. Și la doilea întrebare, pentru că s-au tras în luminare, la cărle sunt unii oameni care își unesc pânări și la dânsă la poartă. Când au venit, când au prindit din pânduri la dânsă, vă ținesc prinsă, amuși au pus-o la dânsă la poartă. Eu nu ne-am permis, a tras la mine din banii mei copii, nu ne-am permis să o pun la mine în poartă. Dar el s-a unit din lui și a fost unit din lui. Spuneți-ne unde știi, că e departe. Fiodor Contractu, vecinul domnului Andrei. Să lui iluminează o grată, dar chiar ați putut și țara. Nu, că este stilul, că este stilul la rând, acolo unde ea. S-a vorbit ca lui tot acasă la rând, dar nu e domnul grată. Dacă ne-a zis, 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 drumul de la cimitir. De altă, e dezastru. Și să... Deci primarul. Și de a face ceva gard, eu personal am fost acolo, noi am pus monumentul în socul meu, bat corupt, acolo e dezastru. Eu vorbesc când trăiesc nou, acolo e rău. De a face gard, dar... De partea de Dilania, da? Da, de partea de Dilania, nu, el trebuie făcut pe... Având în două, avem cimitirii de acolo, sunt două cimitiri. E problematic foarte tare.
Noi ne-am muncit ieri toată ziua, vreau să spun cum luni le odăm șasarul și tot noaptea am fost la catar, unde chestii practic am muncit 24 din 24, nu merg. Sava, senior. Sava, Alocuș. Deci, vreau să vă spun că se muncește intens. Se pune efort. Trebuie să vă mulțumesc și spun. La capitolul, da, nu știu vă să le, la capitolul iluminare, eu vreau să vă spun că povara bugetară crește. M-au informat oamenii de la contabilitate că avem 25 undeva 30.000 deja, adică crește lunar. Iluminarea scade acum. Părerea dumneavoastră, este o sugestie de la cineva ca noi să ținem lumina până la 11 și 12 când s-o strice. Ce părere? Cine moarte? Noi căutăm soluții de a găsi... Mai creăm soluții din altă. Ești de stau cu pușca de noapte pe două mașină. Nu, că 11 și 12 ani dacă poate să-i ducem la 11 și 12, credem la 1, 2, 3. Găsim așa, da? Căutăm alte posibilități de a substituie... Ei vin ziua pentru noapte iluminată. Și este la poate iluminată. Găsăm cineva care să spune. Eu vă întâlnesc și la ce te-o spătare. Te-o zi la poslie. Nu, e clar. S-a rupat. Bine. Dacă trebuie să găsăm, mulțumim de participare și progresare. Ia scutați și problemele noastre. O aprobat.